Ci și un aspect foarte important în activitatea unui instituție modernă. În baza rețelelor se efectuează majoritatea proceselor legate de viața unei organizații. Anume ele permit organizarea eficientă a proceselor legate de învățământ, cercetare, asigurarea altor funcționalități din cadrul instituției. În acest moment aș vrea să menționez faptul că ASEM, la momentul dat, a trecut la o serie de tehnologii noi. În ziua de azi, ASEM utilizează serviciile de postul utilizate de către compania Microsoft, pe care le-a obținut într-un acord de colaborare. Spre exemplu, serviciile de e-mail, la momentul dat, sunt desfășurate în cloudul Microsoft. Și nu vorbim doar despre ele, ci vorbim și despre alte servicii, cum ar fi Azure Active Directory, care îmi permite conectarea la mașinile virtuale și lucru cu Active Directory în cadrul rețelei. SharePoint, care este un serviciu destul de avansat în cadrul de Power BI, care este un instrument pentru utilizarea analiticii și multe altele. Avantajele acestor chestii sunt foarte vădite. Ele permit abordarea unificată din punct de vedere tehnologiilor, eficiența între comunicarea lucrătorilor, cadrelor didactice, inclusiv și a celor non-didactice. Deoarece, la momentul dat, a crescut foarte vădit numărul de susținere, cursuri, videoconferințe, care toate se petrec la momentul dat în online, ASEM și-a organizat propriul server de videoconferințe în baza BitBlueButton, care este un soft open-license care permite conexiunea la aceste servicii. Care deja a fost utilizat foarte efectiv în câteva conferințe. Pot să vă dau exemplu conferința între ASEM și ATU, Universitatea de Turism și Management din Baku. La fel, putem menționa că ASEM a obținut statutul de Academie Palo Alto, care este unul din liderii mondiali în domeniul protecției informaționale și datelor din rețele. Tehnologiile de tip Next Firewall ne permit protecția datelor la cel mai înalt nivel în cadrul rețelei. La fel, vor fi organizate diferite cursuri pe care vor aduce beneficii nu numai studenților, dar și facultăților. Putem la fel vorbi că ASEM se află în ultima etapă de colaborare, de organizarea procesului de colaborare cu compania Oracle și poate fi certificată ca centru educațional Oracle. Aceasta ne va da acces la o serie de produse, mai trebuie să aproape la toate produsele care le are compania Oracle și serviciile care ei le prezintă. În cadrul acestui centru educațional vom putea organiza cursuri speciale pentru studenți din ASEM și nu numai. La fel, putem vorbi despre aceea că ASEM este unul din primii parteneri care n-am circa deja 20 de ani, dacă îmi greșesc în 2001. Nu am fost printre primii care am colaborat cu RENAM în cadrul acestui proiect. RENAM-ul și ASEM au o istorie foarte bogată și în cadrul acestei istorie au fost obținute unele obiective care au fost realizate. Spre exemplu, interconectarea instituțiilor de învățământ care a fost făcută în cadrul rețelei RENAM. Accesul la rețeaua și serviciile de bază ale rețelei pentru cercetare profesională transeuropene geamă. Asigurarea accesului la resursele informaționale, inclusiv internet global, prin internetul infrastructurii rețelei geamă. La momentul dat, suntem la ultima etapă, finalizarea conectării campusului ASEM la rețeaua globală prin tehnologie deja de 10G. Datorită la fel colaborării cu RENAM, am reușit să obținem posibilitatea de certificare SSL de la compania Digiter, care permite invulnerabilitatea site-ului web și are încredere în majoritatea browserelor răspândite la momentul dat. RENAM are o colaborare destul de fructuoasă cu consorțiul REN, pe care face parte și biblioteca științifică ASEL. Au fost atinse și aici anumite scopuri. Colaborarea interbibliotecară pentru asigurarea accesului la o gamă largă de reviste electronice din întreaga lume. Accesul colectiv la e-resurse, crearea și dezvoltarea repozitoriilor instituționale.
și multe altele. Asir și Renan, având o istorie bogată, prezintă și unele interese pentru viitor. Am vrea să observăm că, datorită acestei colaborări, nu am reușit să obținem multe, dar ne așteptăm la cele că vom consolida și dezvolta și alte colaborări legate cu Renan și Asir. Vă mulțumesc frumos pentru atenție. Thank you, Christian. Maybe some questions? If not, at once again, thank you. And next presentation is from the IN, Mathematics and Computer Science, named Vladimir Andrukhevich, Inga Tsitsky, Institute of Vladimir Alexeyevich. Vladimir Alexandrovich Rudakevich of Mathematics and Computer Science and Renan, Achievements and Perspectives. Stimata audiență, invitați, participanții conferinței, îmi permiteți în numele Institutului de Matematică și Informatică Vladimir Rudakevich să felicit încă o dată Asociația RENAM cu aniversarea de 20 de ani și pentru toate realizările deci din aceștia. De asemenea, dorim să le urăm succes în continuare. Acum vor vorbi despre relația Institutului cu RENAM, care durează deja de peste 10 ani. Dar mai întâi vom vorbi câte ceva despre Institutul de Matematică și Informatică. Deci este un institut care are o istorie începând din anul 1961. Deci fondat inițial ca Institutul de Fizică și Matematică. După care, la 14 aprilie 1964, a fost fondat ca Institut de Matematică cu Centrul de Calcul. În octombrie 97, i-a fost schimbat numele în Institutul de Matematică și Informatică. În iulie 2003, Centrul de Calcul a fost separat și a rămas doar Institutul de Matematică și Informatică. După lungi ani, deci după 21 de ani de, să spunem așa, lupte crâncine, deci a fost schimbat numele recent, la 14 septembrie 2018, în numele fondatorului, unul dintre academicienii, Vladimir Andrumachievich, și-a pus putem numele acestea de Cine Institutului de Matematică și Informatică în numele lui Vladimir, academicianul Vladimir Andrumachievich. În cadrul Institutului nostru se efectuează cercetări pe trei direcții. Deci, în domeniul matematicii pure, activează două laboratoare. Laboratorul de ecuații diferențiale, algebră și topologie. În domeniul matematicii aplicate, avem laboratorul de matematică, modelare matematică. Și în direcție informatică, avem două laboratoare, sisteme de programare și sisteme informatice. Dacă vorbim despre relația cu Asociația RENAM, aceasta a început în anul 2008. Odată cu Inițiativa Națională MPTI. După care a continuat în mai multe proiecte finanțate de Uniunea Europeană și un proiect de transfer tehnologic numit BICOM Network, despre care se va vorbi astăzi mai târziu în detaliu. Dacă vorbim despre componența, despre membrii în gădrit inițial, deci vedem că Vladimir Andrumachievich era unul din membrii acesteia. Deci, în cadrul acestei inițiative, deci noi am mutat cu aceste capacități care le aveam, pe care dispuneam la moment. În cadrul, deci, proiectelor care au fost desfășurate sau efectuat, s-au elaborat scheme de calcul performant pentru soluționarea problemelor multidimensionale ale dinamicii gazelor gravitaționale. Deci problemele care au fost soluționate, o să menționez un pic mai târziu deci, despre acestea. De asemenea, un alt proiect în care, în calitate de participanți
din Republica Moldova a fost asociația RENA și institutul nostru. Deci este acesta, Moldova. Deja în acest proiect, capacitățile noastre au fost extinse, deja având posibilități mai mari. Începând din anul 2010, avem un cluster comun care, deci, de pe un an pe altul, au fost extinse capacitățile, începând de la 8 servere cu 48 de noduri, 28 GB RAM și deci 3 TB capacitate. Deci aceste resurse în special le puteam oferi pentru comunitatea de cercetători din Republica Moldova și totodată deci proiectul HPC, deci conectarea și la resursele regionale. Despre problema care a fost soluționată în cadrul Institutului de către Boris Răbachin, deci, din care observăm că soluționarea problemei multidimensionale a dinamicii gazelor gravitaționale, deci se observă o legătură directă între numărul de noduri, numărul de procesoare utilizate și timpul de execuție, eficacitatea maximală fiind obținută pentru 8 procesoare. De asemenea, deci viteza de executare a acestei probleme este cea mai înaltă, de asemenea, utilizând cele 8 procesoare. Deja în anul 2015, capacitățile claserului au fost extinse, ajungând deja la 60 de procesoare extinderea RAM-ului. Practic, observăm de 5 ori și capacităților respective ale acestora. În perioada 2017-2019, capacitățile SIG-ului au ajuns la 300 de procesoare și extinderea de asemenea a RAM-ului și capacității, încă, deci, oferind posibilități și mai mari. Următorul proiect, de asemenea, deci, a oferit posibilitatea de utilizare a resurselor regionale și a infrastructurii pentru a putea soluționa diverse probleme care necesau volum mare de resurse. Conectarea la resursele regionale, după care, deci la infrastructura europeană, deci aici observăm clusterul comun al Institutului, în comun cu clusterul Universității de Stat, care sunt și astăzi utilizate. De asemenea, deci în cadrul acestui proiect, direcțiile generale de activitate, deci extinderea posibilităților capacităților software și pentru a putea executa la nivel local și regional pentru rezolvarea diverselor probleme complexe. Deci, activități particulare, ceea ce țin nemijlocit de Institutul nostru. De asemenea, dacă menționăm despre proiectul de transfer tehnologic de COM, scopul acestuia a fost de a implementa un sistem informațional integrat pentru a oferi servicii privind asigurarea schimbului automatizat de informații informat de COM. Deci, aici, Institutul nostru și-a expus experiența de elaborare a metodelor de prelucrare a informației și deci, infrastructura oferită de rețeaua RENA. De asemenea, câte ceva tangențe avem în proiectul de conectare la rețeaua deci europeană GEAMANT și vreau să menționez, nu în ultimul rând, că cercetătorii Institutului nostru utilizează pe larg accesul la Wi-Fi gratuit prin eduroam, dar sperăm că va fi extins ulterior la un număr mai mare de persoane. Vă mulțumesc! Thank you. Okay. Questions, please.
great achievement, and the activity of Renal, it's provide you with like these resources. But I have two questions about the framework of this computing process, and who provide or who develops this framework. And second question is how you are using the or programming the Perl, you know, the for mathematical calculations, mainly using the parallel programming and developing some applications for it. And who do it for you? You mean about this framework? Yeah. Yeah. This framework has been developed at our institute by Mr. Abad. And they after that use regional resources for parallel computing of the problem. This is your own. Yes, yes, yes. Yes, yes. And Maybe during the coffee break. If you have any other questions, please. If not, let's say thank you again. And before coffee break, we have last presentation from the Institute of Information Development, Information Society Development, IT Development Institute, yes. So please, the floor is yours. Pentru a da naștere în următoarele rezultate,
Aveți aici o imagine pe care nu o comentăm, dar ea reprezintă complexitatea domeniului biologiei celulare și vedem de câte date este vorba aici și care necesită o altfel de abordare. Și noi vom încerca în ceea ce prezentăm să ne expunem viziunea noastră pentru organizarea și managementul acestor date. Dar mai întâi vom trece în revistă paradigmele cercetării pe care le cunoaștem, dar care le reprezentăm pentru a ne justifica efortul de elaborare a acestei concepții. Paradigmele științe experimentale, științe teoretice, sunt cele alte două următoare, paradigma a patra, care ține de știința computațională și cea recentă, sau cea actuală din secolul 21, care se referă la analiza la știința intensivă bazată pe date. Avem aici o prezentare mai ilustrativă a acestor paradigmele cercetării. Astăzi suntem copleșiți de un volum imens de date și nu numai de volum, dar și de o diversitate mare a datelor, astfel încât abordarea lor necesită noi instrumente și o nouă viziune privind utilizarea și reutilizarea lor în scopul unor cercetări performante. Locul infrastructurii de date în tabloul general al cercetării îl prezentăm aici. E unul simplificat, dar are rolul de a explica un rol tot mai important al infrastructurii de date în procesul de cercetare. Vrem să spunem că tehnologiile la momentul actual au făcut posibilă apariția unor noi direcții în cercetare, și anume cercetarea intensivă bazată pe date, care are efectul de a produce noi rezultate și de a ridica la o cotă mai înaltă actul cercetării științifice. Vom aminti aici principiile fair adoptate la nivelul european, care înseamnă foarte simplu că datele din domeniul cercetării trebuie să fie organizate și gestionate astfel, încât ele să fie regăsibile, findable, accesibile, interoperabile și reutilizabile. Deci se poate fi reutilizate în alte noi cercetări. Explicăm ce înseamnă că datele să fie regăsibile pentru a putea fi regăsite în spațiul informațional al cercetării, al datelor de cercetare trebuie să fie însoțite de identificatori de sistem, trebuie să aibă metadate suficiente bogate, indexate și înregistrate în resurse care pot fi căutate și metadatele trebuie să specifice identificatori ale datelor. Datele trebuie să fie accesibile folosind protocoale standardizate de comunicații, care trebuie să fie deschise, gratuite și universal implementabile, să permită autentificarea și autorizarea atunci când este necesar. Și metadatele trebuie să fie accesibile chiar și atunci când datele nu mai sunt disponibile. Interoperabilitatea datelor se asigură prin utilizarea unui limbaj formal, accesibil, comun și aplicabil, pentru a reprezenta mai bine cunoștințele. Vocabularele de date și metadate trebuie să respecte principiile FAIR și datele și metadate trebuie să includă referințe la alte metadate, astfel încât se poate fi găsite în continuare mai date care interesați în procesul cercetării. Reutilizabilitatea datelor ține de faptul că datele trebuie să fie însoțite de atribute care le fac utilizabile în diverse alte cercetări, sub diverse alte aspecte. Trebuie să fie rezolvată problema licențelor, astfel încât să fie clar cum pot fi folosite. Un lucru important
reutilizarea datelor este ca ele să fie însoțite de informații privind proveniența, astfel încât reutilizarea datelor să fie una validă, să existe certitudine că aceste date sunt valide și sunt produse în conformitate cu toate criteriile de securitate, validitate și așa mai departe. Și datele trebuie să fie conforme standardelor aplicate în domeniu. Proiectul nostru s-a derulat în cadrul unui program de stat de dezvoltare a infrastructurii de date în domeniul este o infrastructură de date un cadru conceptual nou pentru infrastructura de date care conferă o dimensiune nouă socială și organizatorică și care creează un ecosistem deschis și evolutiv pentru utilizarea datelor acumulate în procesul de cercetare, pe care el însuși devine un intensificator al cercetării și al descoperirii. Din infrastructura de date va oferi servicii fiabile și sustenabile care răspund unor necesități generice și specifice din managementul de date de cercetare. Considerăm că infrastructura de date construită astfel va aduce valoare adăugată datelor de cercetare. Infrastructura va asigura o rețea colaborativă pentru o cercetare performantă. Și avantajele creării acestei infrastructuri țin de următoarele. Astăzi, datele de cercetare se conțin în diferite locuri, într-un mod descentralizat, stocate temporar în diferite media și inaccesibile de regulă pentru alți cercetători și alte instituții de cercetare. O infrastructură comună va fi capabilă să dezvolte valoarea care o au datele de cercetare, făcându-le reutilizabile între diferite domenii, discipline și între diferite cercetători. Infrastructura de date constituită astfel va contribui la creșterea competitivității în domeniul cercetării, va fi un element important în colaborarea internațională a cercetării din Republica Moldova, fiind aliniată la standardele și recomandările în domeniul în care se fac cercetările. Avem aici un șir de acte normative care ne aduc sau cel puțin pe care ne putem sprijini astăzi pentru a constitui și a recomanda constituirea acestei infrastructuri. Din păcate, nu sunt foarte multe. Cele mai multe dintre ele țin de datele din domeniul geospațial. Ținem să spunem că colegii din acest domeniu au realizări importante. A fost adoptată legea privind infrastructura de date geospațiale și un șir de acte normative la nivel de hotărâri de guvern. Mai multe acte normative avem mai multe acte normative și regulatorii țin de cadrul european de reglementare a datelor în domeniul cercetării, care ne servesc în elaborarea unor acte pentru viitoarea infrastructură de date de cercetare. Ele țin de reutilizarea informațiilor în sectorul public, directiva INSPIRE pentru date geospațiale,
regulamentul privind metadatele, regulamentul privind serviciile de rețea și, nu în ultimul rând, recomandări privind știința deschisă în spațiul european. Și acum să trecem de mijlocit la ce, cum vedem noi această infrastructură. Și acum să trecem concret la expunerea propriu-zis a infrastructurii de date pe care o propunem spre examinare și concepem această infrastructură ca una organizată la nivel federativ, într-un format federativ, unde nu există o subordonare directă, dar care are totuși niște organe care țin să coordoneze activitatea la nivel național privind organizarea datelor de cercetare. Organul suprem, dacă facem abstracții de celelalte instanțe, guvern, minister, guvern și așa mai departe, organul suprem de conducere, coordonare în cadrul acestei infrastructuri este Consiliul EISM. EISM înseamnă infrastructura de date științifice din Moldova. Acest Consiliu este constituit, este format din reprezentanți relevanți al unor instituții relevante în domeniu, reprezentanți ai mediului de afaceri, reprezentanți ai agențiilor care se ocupă de managementul științei și, de ce nu, din societatea civilă. Următoarea ca ierarhie sunt comisiile de experți pe domenii. Comisiile de experți se constituie pe un domeniu, pe o disciplină aparte, sau pe un domeniu, sau pe un interdisciplinar, astfel încât să fie competent a se pronunța asupra aspectelor de dezvoltare și menținere a infrastructurii pe aceste domenii. Recomandăm să existe la nivel național o instituție, o instituție directoare care coordonează activitatea de dezvoltare și de menținere a infrastructurii de date la nivel național pe activități generice, care sunt comune pentru toate componentele infrastructurii. Pot exista infrastructuri la nivel instituțional pentru acele instituții care au capacitatea și expertiza de a gestiona în mod corespunzător datele de cercetare. De asemenea, prevedem crearea și funcționarea unor centre de date. Știm bine că nu toate instituțiile de cercetare sunt capabile să-și gestioneze datele într-un mod corespunzător cu cerințele actuale și atunci ar exista aceste centre care ar oferi servicii de prezervare și de management al datelor de cercetare. Un element foarte important, credem mai unul cheie în asigurarea bunei gestionări a datelor de cercetare, sunt stioarzii de date, administratori, stioarzii de date care activează în cadrul instituțiilor de cercetare sau în cadrul unor proiecte. Ei sunt persoanele cele mai indicate privind validitatea datelor, corectitudinea lor și așa mai departe. Vom prezenta câteva slide-uri în care descriem pe scurt funcțiile unor de asemenea componente. De asemenea, prevedem că pot exista, că vor exista consorții de date pe anumite discipline, să zicem pe disciplină, pe domeniul medicinii sau pe domeniul agricol sau pe orice alt domeniu, sau pe un consorțiu interdisciplinar în care mai multe instituții se constituie pentru a gestiona datele care o operează. Și nu în ultimul rând, planurile de management al datelor. Noi promovăm ideea aceasta ca, urmând exemplele și punerea practicii europene, să fie introduse în timpul obligativitatea planurilor de management al datelor,
pentru o mai bună gestionare a datelor și cadrul CSTR-ului, dar și pentru a face disponibile aceste date în alte cercetări ulterioare. O scurtă descriere a acestor componente. Consiliul este un organ strategic care este responsabil de direcții strategice și de implicarea infrastructurii în procesul de cercetare în țară. El este constituit din reprezentanța instituțiilor, administrațiilor, mediului de afaceri și, cum am spus anterior, decide asupra standardelor, modelilor, formatelor de date și de metadate și ia decizii privind dezvoltarea și integrarea unor noi resurse, facilități și servicii în circuitul datelor de cercetare. Comisiile de experți sunt create din specialiști pe domeniu, pe un domeniu aparte sau pe un sistem aparte. Ele evaluează proiectele și acțiunile de dezvoltare și de management al infrastructurii în acest domeniu în care sunt competenți. Și asigură respectarea criteriilor de conformitate a datelor și serviciilor în cadrul rețelei. Instituția directoare. Instituția directoare este una care asigură acțiuni generice la nivel național pentru dezvoltarea și menținerea infrastructurii de date în sfera cercetării. Ea asigură aspectele logistic și funcțional, suportul logistic și funcțional al serviciilor de integrare a datelor. Nu în ultimul rând, ele vor fi cele care vor fi responsabile la etapa inițială de instruirea celor care vor fi, vor avea în grijă sau în atribuțiile de funcții managementul datelor în cadrul instituțiilor sau în cadrul proiectelor de cercetare. Infrastructurile de date în cadrul instituțiilor sunt create în acele organizații care au această posibilitate și ele sunt responsabile de tot ceea ce se face în această infrastructură, astfel încât ea să fie datele gestionate în cadrul acestei infrastructuri să fie de plină coerență cu întreg spațiul de date de cercetare. Stoarzii de date. Stoarzii de date sunt cei care asigură managementul și monitorul activilor de date. Sunt responsabili de calitatea datelor. De fapt, ei sunt cei care vechează asupra corectitudinii datelor, validităților, pe întreg ciclul de viață. De regulă, aceștia sunt cercetătorii pe bază din cadrul instituțiilor sau din cadrul proiectelor de cercetare. Am trecut peste funcțiile. Cele mai multe funcții de rețin, de fapt, este bazelor de date, dar îi scurt timp pentru a prezenta toate atribuțiile care de rețin acestor actori în cadrul infrastructurii de date. Și, în sfârșit, planul de management al datelor este un document care descrie cum vor fi datele, gestionate datele cercetărilor, cum vor fi ele analizate și stocate și mecanismele care vor fi folosite pentru stocare și pentru partajare. Planul de management al datelor trebuie să ia în considerare toate sau cele mai multe aspecte, diverse aspecte ale managementului datelor, generării datelor, producerii lor, rezervării și analizii. Ele trebuie să fie gestionate astfel încât să poată fi utilizate și în cercetările ulterioare și să contribuie la o mai bună calitate a cercetărilor. De asemenea, în cadrul elaborării, în procesul de elaborare și de acestor planuri de management al datelor, în practica europeană, aceste planuri sunt solicitate la începutul proiectelor de cercetare. Doar pe parcursul cercetărilor ele sunt actualizate cu noi prevederi, cu noi specificații. Și, în sfârșit, vă
prezentăm câteva exemple de infrastructuri la nivel european la care ne orientăm și care ne servesc de exemplu și bune practic de urmat, dar și de ținem să menționăm că suntem și mai parte care poate fi să participe la dezvoltarea și menținerea acestor infrastructuri. Deci infrastructurile noastre de date în anumite domenii și aici este vorba de o rețea în domeniul umanitar care gestionează date caracter lingvistic, din domeniul patrimoniului cultural, din date din domeniul istoric și arheologie. Este o rețea care, la rândul ei, este constituită din alte infrastructuri, precum ar fi Ariadne sau Glarin, despre care vom spune mai jos. Deci sunt niște rețele, infrastructuri, rețele federative, presupun integrarea diferitelor surse de informații, diferitelor seturi de date, diferitelor servicii asupra datelor, astfel încât ele să producă mai mult efect și să facă mai eficiente cercetările în anumite domenii, aprofundându-le și făcându-le mai cuprinzătoare și mai extinse. Următoarea infrastructură este Ariadne, care, cum am spus și eu, parte componentă a primei infrastructuri PASMA și, nu în ultimul rând, infrastructura Clarion, pentru date cu caracter lingvistic. Înțelegem că ea deja a fost abordată în unele instituții din Universitatea Moldova. Noi încurajăm cercetătorii să cunoască aceste infrastructuri și modul de participare a cercetătorilor de Republica Moldova timp de statul asociat Comunității Europeane, sunt elegibil pentru a participa în cadrul acestor infrastructuri. Iar infrastructura de date pe care se va constitui în Republica Moldova va fi coerentă și interoperabilă cu aceste infrastructuri la nivel european. Mulțumesc! Please, questions, if any. Very short. What is the what is the relation Moldova with Glory? Real. What is the relation? Deocamdată nu-i nicio legătură, dar sunt abordări ale utilizării facilităților care le prezintă Glory. Deocamdată sunt inițiative abordări. Thank you, and good afternoon, everyone. So, my name is Sergey, and I'm representing one of the biggest academic publishers Wiley these days. And you might have heard about them as John Wiley in Science in the past, so right now we're candidate for the name. I will be talking about something different from what we have been discussing since the beginning of this session, since the beginning of this conference, I would say. So. But, you know, the thing is that it appears that the question about provision of content and information is directly related to what Giant, the organization, is doing, you know, across the region, actually. And I think that's why we have, well, myself, I have experience, I've seen a couple of initiatives and requests from the Giant members in the region that we live in about content provision. And Wiley, as one of the, again, biggest publishers in the world, is definitely can be, you know, can provide that content to the research community. And so I will be talking about research community and research publications. And more specifically, I will be, you know, I will give you a very brief, I think, overview of the open access as a new topic and quite important topic in research publications and how it is connected to research data and mostly to research publication in scientific journals. Well, that looks at some point.
So one thing I wanted to start with is the public is the research output of Moldova. Since we're in Moldova, in Chișinău today, so this is the research output in Moldova based on the data from one of the bibliometric databases. Well, in this case, it's just the Scopus data. And what you can see is that in Moldova we see a rather fluctuated growth of the research publication over the last almost 20 years, and the pace, the speed of this growth is about 5% annual, which is not good, but could be better. But on the lower part of this graph, you can also see this orange graph showing not just the research publication, like articles in review, but specifically the publication which we call open access publication. And open access means that these publications are published in journals which are available to everyone, everywhere, without any for subscription. And you can also notice that for Moldova, the pace of that growth is 20%, so it's several times more than just the growth rate of the overall research publication research output, which means that it's really an emerging phenomenon. So what is open access, and why we're talking about this? In research publication universe, there is a relationship between author, publisher, and reader. So basically, the content that the author would like to deliver to a reader it usually goes through a publisher, someone, and better say an organization or company, a university sometimes, or journal sometimes, a very small journals, who actually put all things together, put the content together, do this peer review process, do the mock-ups and stuff, and then distribute it. And so once author submitted a manuscript to a publisher, in some times it will be delivered to a reader. So that's the role of the publisher. And in the past, and traditionally, this relationship was kind of managed in this way. Usually the author was submitting the manuscript and the content to publisher for free. So it is still free to publish in many of the journals. But then the commercial part was on the right hand side of the slide, you can see. So it was pay to read model, I'd say. So this is a so-called traditional subscription based model for scientific content, for scientific journals. And you can see this everywhere now, because we live still with that model, in many ways, in many instances. So but nowadays, with this open access and open science initiatives all over the world, we're changing this, not slightly, but considerably, actually. We're really in the middle of the change right now. So now the open access is basically the same relationship between authors, publishers, and readers, but the commercial side of things, the commercial part of this relationship is on the left-hand side of this slide, meaning that now it is, the open access model suggests that it is free to read the content, it's available for free to everyone and everywhere, but the fee is actually between the author and publisher, so it is a pay-to-publish model. So basically this is the concept of the open access right now, which unfortunately is in many cases, especially in our region, it is in many ways misunderstood and misperceived, to be honest with you, because usually everyone who hears about open access, they think about open content, that is meaning that it's available to read for free and stuff, but all the time many people forget that actually there is a fee component of it, there's a commercial component of that model. Well, anyway, so now what we're doing, open access is really something that is conquering the world right now, and you might have heard about Plan S and Coalition S in Europe, for example, who really fights for the open access. But apart from that, actually, there is an obvious and really obvious growth of the open access, and this is the data from, as you can see, several years ago, and you can see that the proportion of open access journals is increasing worldwide, and nowadays it's even more. And as I'm representing Wiley, we as a publisher, as one of the leading publishers, one of the third biggest publisher in the world, we also try to lead this
with this change. And right now we have about 1,500 journals that we publish, and among these 1,500, we have over 100, you know, what we call full open access journals, and all the rest are so-called hybrid journals, which means that they are distributed and promoted, based on this traditional subscription model. However, authors are, authors can publish their articles with open access status, even in this traditional journal. So in the end, they will get this, they will get their publication published as open access and available for everyone and for free. But this implies so-called article publication charges, APCs. This is the price for the publication, essentially. So again, and this open access theme, it actually changes the whole industry, the way we really work with universities and libraries and institutions. And you also may hear, you know, from now on, actually a lot of information about so-called read and publish model. So this is a transitional model, let's say, so which includes two parts: the readership, the reading part, and the publishing part. And so this is a deal or an agreement with a consortium, or it might happen on a national level when a publisher actually agrees with the counterpart, like a representative of a country, like national library, some sort of consortium, that the deal will consist of the reading part, for the content that was not yet paid or available for them, and then it also includes the publishing part, which actually covers the APCs. This is just it's essentially this is how it works. And let me give you a couple of examples of deals that we did quite recently, and this is just three of them. One of the biggest one of the famous ones is the Project deal, which we actually signed in Germany recently. And it actually says that now we, 700 organizations in Germany actually have access to all journals from Wiley. And since now, for the next 3 years, they will be publishing all their articles and reviews in Wiley journals for free, and this publication will have this status of open access. So in the next 3 years, actually, we all will see actually that about 30,000 publications from Germany will be available as open access. So it will be available for free. Also, other countries like Austria, like Hungary, actually, and apart from Moldova, as you know, so they also have this kind of transformational agreements. But it's not really that that straightforward and easy to do this transformational agreement. And for example, with the case of Moldova, which I mentioned in the very beginning, so we were talking about RENAM, about making any sort of arrangements and start at least initial conversation about revision of the access. So if we're talking about open access transformational agreement for Moldova, actually we're really on the very beginning, because you can see there's a number of prerequisites that we need to know, that we need to actually implement before we go there. The thing is that overall in Europe, it's happening. So sooner or later, we will see it happening in our region as well. And I'm covering, this part of the eastern part of Europe, let's say, right? But again, for example, for many countries, and Moldova is not really, it's not really a specific recommendation for Moldova, it's really something more or less common in many other countries, to be ready to move into these conditional deals, or to move to full open access model, actually, there's a couple of things we need to do. And you can see that in the very beginning, we're talking about traditional licensing to electronic journals, so meaning that we need to think about providing traditional access to the content. Another point is this readership, so reading, so we need to ensure that there is a demand for this content and people and researchers are actually using it. Just like in the networks that you are building through other giant projects, I think that the focus is to actually implement this project to help connect people, and if it's not used, obviously it's really not worth the money, right? So this is the same thing.
Then, you know, building good stable, you know, article output, you saw in the very beginning of my presentation where, you know, in Moldova we have all around 5% annual growth of article output, but again, if you look at the actual numbers, it's relatively low, and compared to other countries, it's lower. So that means that, you know, I think that research community should mobilize itself at some point, and so, and other stuff. Related specifically to open access. And, you know, what we already started with Renown is that we actually launched a trial access program to WildLib conference in Moldova. So right now, you know, we provided, you know, access to, you know, to a full collection of WildLib journals, which, you know, so WildLib journals on this platform, WildLib in a library. To 18 institutions across Moldova. So everyone from these institutions within their network or within their institution can access while in a library, actually search for a full text and read it actually, and use it for their research, for their benefit. And this is good, and again, this program started in September, so unfortunately I haven't seen yet the usage number for September because it's really beginning of October right now, so I think it will be ready, you know, in a couple of days. But, you know, we have this initiative for at least for 2 months, but who knows, maybe we will extend it to collect more data in order to, you know, to see what's the real demand of this content in Moldova and then see, you know, what we can do next. But another thing I also wanted to say is that, and I will skip this slide briefly, you know, if we're talking about research output, there's also a need for education among research, you know, research publications, because there's a lot of confusion again, where to publish and how to publish. There is real misconception of the open access, because many researchers would tell you that, you know what, in order to publish in a good journal, you need to pay. You know, but it's not correct, to be honest. Well, not 100% correct, that's it. Right, and there's also, you know, a threat for the whole research society is the predatory journals who really ask for a fee for a publication, but it actually doesn't represent any value to anyone. And so to promote open access and concepts, we also do a lot of things at Wiley. This is just to show you one example of this thing, because I think that we really need to do that, not only in Moldova, but across the region, I would say. So hopefully this guide will help, you know, libraries in Moldova, you know, to promote this, and you know, this guideline actually was I actually sent it to all the institutions that are part of this consortium, like part of this access in Moldova. And one thing that I wanted to say is that, which is also quite important, I think that you know, we have at Wiley, we have a so-called APC waiver program. And Moldova is part of this program, which means that for Moldova, it is absolutely free to publish their articles in our open access journals. So, at Wiley we have 100 journals, full open access, and for Moldova, for all Moldovian authors, actually, these journals, you know, offers free publications, so zero APC, which is really an exceptional program, and I hope that, you know, Moldovian research community will benefit from that. And again, you know, I would say, just like for, you know, Jean's community, this waiver program is not specifically for Moldova. I mean, there's a couple of, there's a whole number of countries who are part of this program and will benefit from that. So, my last slide actually is that, and this is the key point and key message that I want, that I actually try to convey and try to deliver to in every my presentation before researchers and libraries actually, is that, you know, in order to increase the research output actually, there is a very simple rule that, which actually have been proved so many times in publication industry actually, is that, you know, the more you read, the better and more you publish or you write actually. Because right now, I think one of the reasons that we see relatively little research output in Moldova and neighboring countries is the lack of information. Researchers do not have access to information, because this is, you know, information generates new information. And without, you know, previous experience, without knowing what happened, what had been discovered in the past, actually what was discovered in the past, we can't move forward in the scientific process. So, yes, well, that's it. Well, and thank you for your attention. Well, I hope you enjoyed it.
Thank you. Okay. Institutul de Medicină Urgență, un partener fidel al RENAM-ului de mai mulți ani, am mult de 15 ani, și vreau să vă prezint conceptul de date deschise în decont medical. Deci, în procesul prezentației, o să încerc să vă analizez cu decont medical, cu serviciile și componentele sistemului informațional, arhitectura formată de date cu tehnologii, ceea ce este de acum implementat și funcționează în cadrul instituției noastre. Totodată o să încerc să vă povestesc despre perspectivele care noi vrem să le realizăm în privința deschiderii datelor medicale pentru comunitatea științifică și instituțională. În ceea ce privește datele deschise, merge vorba despre date care le pot fi utilizate în mod liber și, în mare parte, și foarte des, noțiunea asta se folosește mai mult pentru datele statului, pentru care sunt deschise în interesele societății, dar este și conceptul de date științifice care a fost format în 1957-58, când a fost creat Centrul Internațional de Date. Deci, ce prezintă DICOM Network? Cum s-a menționat mai anterior, deci sistemul informațional a fost proiectat, dezvoltat și implementat cu ajutorul Institutului de Matematică a Academiei de Științe a Republicii Moldova, colaborare strânsă cu Asociația RENAM și este implementată în instituțiile noastre medicale, este prevăzut pentru instituțiile medicale și de diagnostic, este folosit pentru colectarea, procesarea și vizualizarea imaginilor medicale. Deci, care este scopul sistemul informațional? El acoperă întregul flux operațional de procesare și documentare de investigațiilor medicale imagistice, anume cele care emit rezultate în format DICOM și permite arhivarea investigației și afișarea investigației date în fișa medicală a pacientului. DICOM Network oferă funcționalitatea necesară pentru un management medical de înaltă calitate și acces sigur la investigațiile online. Accesul este securizat. Acest lucru facilitează activitatea medicilor profesioniști și le permite să acceseze, să salveze și să documenteze investigațiile cu imagini medicale. Merge vorba de medicii profesioniști care activează în secțiile de imagistică. Deci, acei medici care formează, sau să zicem așa, emit imaginile de DICOM, dar pentru medicii curanți, deci medicii cei care lucrează în secțiile clinice, facilitatea este în aceea că ei au acces la investigațiile date, la imaginile investigațiilor de DICOM cu descrierea lor la locul lor de muncă, anume prin posibilitatea de a lega investigațiile date cu fișa medicală a pacientului, deoarece sistemul este integrat cu sistemul informațional medical care lucrează în instituții. Totodată, sistemul permite instituției să reducă costurile investigațiilor, deoarece, având rezultatele în
digitale, nu este necesară imprimarea pe suport peliculă. Rezultatele se dau în formă digitală. Pentru alte instituții, pe suport disc. Unele date statistice despre sistem. Este instalat până când un singur sistem informațional care este implementat în Republica Moldova, anume în Institutul Medicinii de Urgență, sunt active 3 portale de COM, 5 de COM serveri care colectează imagini în regim non-stop, peste 250 de investigații imagistice sunt colectate zilnic. Deci, în sistem au acces, sau să zicem așa, au account 340 de medici, dar, din păcate, numai 120 de utilizatori folosesc aceste date activ și zilnic. Lunar sunt arhivate peste 500 de gigabytes date, imagini, și pe parcursul anului 2018, către sistem, au fost adresări mai mult de 7.000 de adresări de la, merge vorba despre medici, curanți a pacientului. Din ce constă sau serviciile și componentele acestui sistem? Deci, în primul rând, componentul de colectare a datelor, deci datele, imaginile de com sunt importate din echipamentele imagistice, sunt arhivate și mi se permite accesul securizat, bazat pe roluri de acces a utilizatorilor online la investigații, rapoarte și datele statistice din sistem. Deci, concomitent cu asta, în sistem este incorporat un DICOM Viewer, care permite vizualizarea investigațiilor exact din sistem. Și, totodată, pentru medici specialiști din sistemele de imagistică este posibil clasificarea și documentarea prealabilă a investigațiilor până la arhivarea lor. Aici este schema, să zicem, mai detailate accesul la date sau, să zicem așa, mișcarea, fluxului de date în sistem. Deci toate sistemele, tot aparatajul magistic în cadrul instituției noastre sunt conectate la sistem. 3 aparate rentgen digitale, 2 tomografii digitale, un aparat de rezonanță magnetică și angiografie. Deci tot aparatajul prin PAC server arhivează sau stochează toate imaginile imagistice și le leagă cu sistemul informațional existent în stau prin intermediul ID a pacientului. În felul acesta, prin intermediul DICOM interface, din afară avem legătură sau permitem legătura cu imaginile concomitent cu datele spitalizării, să zicem, a pacientului, fără doșpate, fără datele personale. Arhitectura. Deci eu am vorbit de acum de astea, deci este DICOM server care strânge toate informații, arhivează toate informații, este DICOM viewer care permite vizualizarea, care este informații, este sistemul informațional este existent în sistem care furnizează informații adăugătoare la ceea ce este adăugătoare imaginilor. Sunt câteva servere care păstrează informația chiar și în afara instituțiilor, dar ceea ce noi scoatem din în afara instituțiilor sunt depersonalizate datele. La datele, este acest în afara instituțiilor. Deci, datele sunt furnizate în felul următor. Rapoartele fără dor și poate în formatele cele mai accesibile, Excel, Word, PDF și așa mai departe. Deci, pot fi exportate din sistem date în
în format XML, JSON sau Segment. Dar cele mai, cel mai principal, toate imaginele imagistice sunt stocate în format JCOM. Și toate componentele sistemului sunt realizate folosind cele mai recente tehnologii ale Microsoft. Nu baza de date MSQL, server, hosting-ului SAP și așa mai departe. Deci asta în ceea ce privește realizarea portalului. Acum vorbim mai concret despre ce date noi putem furniza deschis pentru accesul cercetătorilor și studenților și tinerilor specialiști. Deci, în primul rând, date statistice despre investigațiile efectuate. Mai departe, pot fi furnizate datele în fișa medicală care nu conțin date cu caracter personal. Deci, ce privește sexul pacientului, vârsta, anamneza, diagnostica, tratamentul efectuat, rezultatele investigației, rezultatele analizelor de laborator, rezultatele tratamentului. Deci, toate acestea permite comunității studioase, să zicem așa, să folosească imaginile imagistice cu rezultatele lor, legându-le de tratamentul pacientului. În felul acesta se poate de făcut analiza și studierea mai minuțioasă a cazurilor specifice în practica medicală, având nu doar rezultatul investigației imagistice, dar rezultatul a tot tratamentului pacientului dat. Având în vedere că sistemul informațional activează în instituții, parcursul de acum 12 ani, dar de cum, parcursul a 3 ani îi arhivează informația, atunci putem să spunem că avem o arhivă destul de vastă de date care pot fi de folos pentru tinerii specialiști. În ceea ce privește confidențialitatea datelor, vreau să spun că datele personale sunt securizate și sunt accesibile doar cu consimțământul pacientului, din afara instituției curative, deci instituția unde pacientul a trecut tratamentul, ele nu pot fi accesate. Deci, în cadrul instituției, securitatea datelor sau, să zicem, confidențialitatea datelor se păstrează conform articolul 12 al legii privind datelor protecției personale. Noi fiind, instituția fiind notificată la departamentul corespunzător și doar cu consimțământul pacientului. Dacă pacientul la internare iscărește acordul de confidențialitate, atunci datele lui sunt deschise. În caz contrar, în sistem, pacientul dat se registrează ca anonim. În cazul în care pacientul permite accesul la date din fișa de observații, acest acces poate fi efectuat pe un rol specific în sistem. Merge vorba de cazurile când pacientul cere consultații în afara instituției. Și această consultație poate fi și nu numai la noi în țară, și dar peste hotare. Așa cazuri noi avem. Atunci se emite un rol special și un account și parolă specială care pacientul are drept să dă la mână pacientului. Pacientul are drept să-l folosească permițind medicul la care el se adresează la consultații să se folosească de account-ul și parola dată. Dar accesul este doar la datele pacientului dat. Acum vreau să folosim ceea ce v-am spus mai înainte. Vreau să spun că suntem în curs de dezvoltare a unui portal special cu DICOM Open Date, care o să permite accesul nepersonalizat accesul doritorilor la datele nepersonalizate a pacienților, deci ceea ce am spus mai înainte. Date imagistice, deci cu rezultate de DICOM, plus datele tratamentului pacientului dat. Deci asta e tot ce am vrut să vă comunic. Mulțumesc pentru atenție. The questions? Thank you. Pentru
închide, deci sesiunea, cuvânt se oferă Bogatenko. Thank you very much to all presenters and to all auditors. Today we have finished our report, our agenda. Two presentations here, two personal problems presented. For all, I would say, thank you for participation. In touch with future. But for guests, international guests, I want to say that discussion to Moldova will be started at 4:20 and we have to meet at the entrance of this block. Yes, possible to take I would like to ask previous Natalia about the community work. Can you answer about possibility to patient have access to his own data, applying some open access data in the community work? By some original code of the access. For example, this patient go to the doctors and give possibility to doctors to receive this data for analysis, for drug to implement and so on. It is possible to, in your concept at least. Și dacă merge vorba de medic, medicul trebuie să fie neapărat înregistrat în sistem. Deci dacă medicul vrea să aibă acces la investigație, atunci el trebuie să aibă rol de acces și parolă și account de acces. Dacă merge vorba de pacient, pacientul când trece investigația are dreptul să ceară acces în sistem și îi se generează account și parolă individuală și el o să aibă acces numai la investigația de date. Deci rolul medicului de fapt independență de specificul activității. Dacă merge vorba că medicul e specialist din instituții unde s-a făcut investigația, atunci toți medici din instituție au accesul la investigația date, deoarece pacientul a iscălit acordul de confidențialitate în instituție. Dacă merge vorba de instituții în afară, de medic în afară instituții, atunci îi se dă accesul la investigațiile pacienților care au fost trimiși pentru investigare din instituția unde el activează. Ca exemplu, putem să spunem că sunt multe cazuri când pacienții vin pentru investigație și pentru tratament trimiși de la medici de familie. Atunci, medicii din centrul de familie unde activează au dreptul să ceară acces pentru pacienților, cei care i-au fost transmis de lege spre investigare sau spre tratament la noi instituții. I think you can to speak this reporter a bit deeper after the finishing our session today. Second. So, I want to thank you to all participants. If you have no any other questions, comments, then we will see you a bit later.